Aproximativ 300 de persoane și-au anunțat deja participarea la cea de-a doua ediție a competiției Ultramaratonul Nisipului, ce se va desfășura în zilele de 22 și 23 aprilie. Nu se percepe nicio taxă de participare. Fiind un eveniment cu scop nobil, reprezentanții unei companii de telefonie mobilă s-au arătat interesați să vină în sprijinul micuților. Camera virtuală urmărește integrarea copiilor cu dizabilități în sistemul de învățământ. Foarte mulți copii special, dar și nu numai, ajung să intre în clasa pregătitoare sau chiar în clasa 1 și nu știu normele pe care trebuie să le îndeplinească în acel moment. Camera virtuală fură un pic startul, le dă posibilitatea copiilor să se adapteze la ceea ce urmează să li se întâmple în școală. Spre deosebire de anul trecut, când distanța era de doar 84 de kilometri, participanții celei de-a doua ediție a competiției trebuie să alerge timp de 24 de ore cu mici pauze. Startul se va da pe 22 aprilie la ora 1 în față la Radio Constanța. Pentru a spori greutatea evenimentului, am spus hai să o facem pe nisip, să nu mai facem pe asfalt sau să nu mai facem pe gazon, să o facem pe nisip acolo unde e mult mai greu. Un kilometru alergat pe nisip echivalează cu 1,6 km alergat pe asfalt. Pentru asta am venit cu o idee și organizez un eveniment pe 22 aprilie unde invit pe toți constanțenii și nu numai pe toți și năvodăreni și din tot județul să vină alături de noi și să alerge. Ar trebui să rezistăm cu toții, să stăm acolo în nisip și să alergăm. Sunt convins că nu vor reuși toate echipele și toți concurenții să stea alături de mine să alerge 24 de ore. Dar probabil că unii dintre ei vor mai lua și pauză, vor mai sta pe margine, vor mai bea un pahar de apă, vor mânca un sandwich. În fiecare an, în cadrul centrului Marea Neagră, sunt diagnosticați peste 150 de copii cu tulburări din spectrul autist. Este o realitate a zilelor noastre și societatea trebuie să înțeleagă că rata de apariție a acestei afecțiuni este extrem de mare. Speranța există însă, statisticile confirmând faptul că un copil care începe terapia până la vârsta de 3 ani reușește să dobândească peste 85% din abilitățile unui copil tipic.